Salut, prieteni! Mărul columnar polca este un soi din seria Ballerina, serie dezvoltată la stațiunea de cercetare Kent, East Mailing din Kent, în Marea Britanie, în, știu eu, de până anii 50 până pe la sfârșitul anilor 80. Așa cum se observă, este un măr columnar. Are gena Jonathan Viscic în el. Este natural columnar. Și acum, la sfârșitul, după jumătatea lunii septembrie, spre sfârșitul lunii septembrie, sunt gata de recoltat. Mărul polca este un măr viscic, cum ziceam, îmbunătățit cu Golden Delicious. Deci cei de la stațiune au îmbunătățit clona viscic astfel încât să aibă și gust. Anul ăsta sunt puțin mai micuțe. Nici nu au fost rărite. După părerea mea, ar trebui rărite, în sensul că se strâng foarte multe într-un loc. Nici n-au loc să crească. Și acolo se infiltrează și anumiți dăunători. Astfel încât sunt mai ușor de atacat. Plus că, cum ziceam, au un calibru foarte reușit. Uitați, ăsta este extrem de mic. Bineînțeles că și această caniculă, seceta care a fost toată vara, deși eu am dat apă săptămânală, nu a permis dezvoltarea unor calibre mari. El fiind, nefiind totuși un măr mare, el este un măr mediu. Nu știu ce să vă mai zic despre el. Probabil că știți foarte multe despre merii columnari. Ei cresc așa vertical, prea multe tăieri nu se execută la ei. Sunt buni pentru spații înguste, au și ceva producție. În ultimii ani, pe lângă această serie Ballerina, care mai conține pe lângă soiul polca și vals, bolero, flamenco, deci au fost denumite mai multe soiuri în funcție de soiurile care au fost încrucișate, au fost denumite după niște dansuri din astea. Asta v-am zis, e încrucișare cu Golden. El se înroșește, dar poate fi găsit și așa, mai puțin, mai foarte puțin roșu, doar pe partea însorită. Asta cu coloratul contează și de diferența de temperatură între zi și noapte. Și mai contează și aportul, știu eu, de potasiu. Ele sunt puțin conice. Pardon, fără coaste. N-au probleme cu rapărul și cu făinarea. Bineînțeles că pot fi atacate și ele de Sidia pomonella, viermele mărului. Ăștia n-au avut prea mari
tratamente făcute, sau, mă rog, prea multe tratamente făcute. Deci un pom, un măr rezistent și haideți să vedem și cum e la gust. Îl luăm și îl spălăm aici frumos. Bine, eu am mai gustat și în anii trecuți. Este un măr dens, un măr crocant. Se observă forma ușor cilindrică. Gustul este ușor ca de Ionatan. Dar dulce. Fiindcă vă spuneam că este încrucișat cu Golden Delicious. Coaja este puțin tare. Spuneam, este crocant. Nu știu să zic dacă e zemos. E, un pic. Important este că nu este făinos. Este și zemos. N-are un gust, știu eu, extraordinar. Un parfum deosebit. Dar este un măr bun. Măr care se poate păstra un timp. Care se poate consuma și proaspăt. Direct din pom. Și pentru spațiile astea înguste e o alegere bună. Am mai avut pe aici niște alți meri columnari, mai de vară așa, pe care i-am recoltat. Ăsta însă e mai de toamnă. Ok. Deci măr columnar Polka din seria Ballerina. Mulțumesc!